pățit acum câteva zile, Orăroiu a verificat dacă mai are ceas la mână când s-a întors în țară. O grămadă de nume grele au fost la centenarul Corvinului Hunedoara. Mircea Rednic a fost numit cetățean de onoare la Hunedoara. El și prietenul Andone au început fotbalul la Corvinul cu Lucescu antrenor. Rednic a plecat acasă și cu cheia orașului. Ce aveți acolo? Aveți cheia de la castel? Cheia de la castel, cheia de la primărie. Generații întregi au fost la centenarul Corvinului. Ca să recupereze palmaresul, fanii echipei din Liga 3 trebuie să strângă 50.000 de euro. Adică de 6 ori mai puțin decât ceasul pe care hoții din Italia i l-au furat lui Olăroiu. Prezent la eveniment, Olăroiu a verificat dacă mai are noul ceas la mână. Nu mă așteptam să fie atâta lume.